Cel de-al șaptelea val epidemiologic își face simțită prezența, iar cazurile de COVID-19 au explodat. Numărul persoanelor confirmate pozitiv ar urma să depășească lejer 200.000 în 24 de ore, anunță autoritățile din Franța. Conform Digi24.ro, cel de-al șaptelea val epidemiologic crește în aceste ultime zile și am înregistrat de ordinul a 120.000 de cazuri în medie în această ultima săptămână. Numărul de cazuri urmând să depășească lejer 200.000 în această seară, a declarat Brown în deschiderea unei dezbateri despre proiectul de lege privind supravegherea și securitatea sanitară. În fața virusului care circulă din ce în ce mai rapid, trebuie să protejăm populația și să monitorizăm povara acestui val asupra sistemului de sănătate, a pledat ministrul în fața Comisiei Juridice la o zi după nominalizarea sa în cel de-al doilea cabinet al prim-ministrului Elizabeth Borne. Remarcând creșterea numărului de internări în serviciile spitalice și convenționale și într-o mai mică măsură la terapie intensivă, ministrul care lucrează în medicina de urgență a subliniat că se situa până acum foarte jos față de valul din ianuarie și fără să poată fi comparat cu valurile precedente de o amploare încă și mai mare. Cu toate acestea, suntem extrem de atenți la evoluția situației în contextul pe care îl cunoaștem despre spitale, a continuat Brown. Și în ciuda celor care susțin contrariul, strategia guvernului este clară în fața acestui val, a mai spus ministrul francez al sănătății, făcând apel la regăsirea tuturor bunelor reflexe.